Doamnelor și domnilor, la sediul PRM este din nou conferință de presă. Domnul Corneliu Vadim Tudor este nervos, fiindcă la conferințele lui femeile bătrâne leșină una după alta. Acum oare se va întâmpla la fel? Haideți să vedem. Aplauze! Maica, e una memorie foarte bună. Foarte bună. În fiecare zi iau pastile și țin minte tot. Tu nu vrei una că nu mai uiți nimic. Țin minte tot, tot. Nu vrei? Bine, stai să iau eu una. Așa. Și încă una, pastila de memorie, știi? Păi abia ai luat-o, ce faci? Acum o iei din nou? Păi asta ca să țin minte, să o iau pasta a doua pe care am luat-o, ce nu pricep? Nu pricep. Eu stau bine cu memoria. Stai? Nu. Bine. Vrei covrigel? Nu vreau, cam încă. Vrei covrigel? Ce curcă? Nu. Auzi, aici unde suntem? La liberal sau la pesediști? La PRM, fata, la PRM, ca azi e vineri. Azi e vineri. Auzi? Dar apropo de liberal, auzi? Cum îl cheamă pe ăla? Pe noul lor președinte. Ăla așa drăguț, că-mi place de el de mor. De moarte. Ăla tinerel, tu nu știi așa? Da. Cum îl cheamă? Nu știi? Este capul. Mai las aparatul ăla că ți-l dau de cap, n-auzi? Cum se numește floricica aia albă care miroase tare frumos? Aia, mirea aia mică care miroase frumos. Ghiocel, maică, e bine? Auzi? Ghiocel îl cheamă, da. Ăla-i tu! Ghiocel Antonescu! Dacă nu ajunge la timp președinte, mă mut la liberal din toamnă. Îmi place de ghiocel de mor. Auzi? Nu vrei să luăm o pastilă să ținem minte cum îl cheamă? Ia o pastilă. Bună ziua! Poate... Stai jos! Cei care mă enervează să iasă afară. Mă aer! O, stai! Ce avem de vorbit astăzi pe ordinea de zi, care ar fi primul punct? Unde dracu-s notițele? Am uitat! Cum ai știu care e primul punct? Vă dau eu o pastilă de memorie. Ca să țineți minte data Nu de se soare. Poate așa ceva! Cum puteți să-mi dați, mă, mie pastile de memorie? Nu vezi că arăți ca criza din 27, 28 și ceva? Mai ai puțin și scântă corul! Cine cântă? Stai jos! Cine ești dumneata? Stau, stau! Cine te-a infiltrat la mine în party? Cum te cheamă? Ce-a făcut? Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Da! Păi, eu sunt... eu sunt... Ana Mureșan! Exact! Eu sunt Ana Mureșan. Ana Mureșan. Am venit aici la dumneavoastră, în special am venit, că v-am dat o aprobare pentru Dacia 1300. Da. Pentru domnul ăsta... Vadim. Exact. Domnul Vadim. Să știți că până la Paști vine Dacia la dumneavoastră, 1300. Până la Paște vine, aveți. Vine Dacia la mine până la Paște. Care, bă, Paștele cailor? Care, dracu, mă, ce aprobare, bă? Băi, femeie, tu nu mai ești ministru economiei de 20 de ani. Ce nu mai ai uitat? Ceaușescu a murit în 89. Ce dracu uitați de la mână până la gură? A murit Ceaușescu? Nu se poate... Așa ceva, iar au leșinat babele, nu mai suport. Și tu pleacă, dracu, cu blițul ăsta de aici. Crezi că sunt sexy, Brăileanca? Ieși, dracu, afară și o bolă fiert în ulei de frână. Ce dracu ori avea toți, mă? Ce aveți, mă, fraților de leșinați? Oți avea intoxicație de partid? Salmonella? Salmonella de doctrină? Greață de gulaș și ungureț, nu... Dar dumneata cum dă nu ai leșinat? Spune ceva, zim că nu ești moartă. Mă duc să dau acatiste. Sau oi fi sacra lui Mircea Geană, deghizată, venită să mă spireze pe mine în partid. Ia zi, doamna domnișoară octogenară, câteva cuvinte așa să văd dacă ești vie. Ești moartă, ești leșinată, zi! Da, tu
Teodoc Romanul. Major, 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 de un mogo parte aroat acolo calni. Ito zizeia o valto zașnă, cos ece șuleșnec. O stăr ui parte la tocoroc moga valcinalni. O la ozles o neve, ozles o neve, hoci noi